Și care este partenerul Povercașului în organizarea acestui eveniment? Poftim, Cristian. Deci, filmul pe care îl veți viziona acum se numește Forbidden Voices, în traducere Voci Interzise. Este un produs elvețian și are la bază un subiect foarte complex, cu puțină temă politică, adică un subiect care este practic interzis în societate și acum avem ocazia să aflăm mai multe despre asta. Este vorba despre trei femei care, prin intermediul internetului, a blogurilor sale pe care ele le conduc, desfășoară subiectul Revoluției din Cuba și au practic peste 14 milioane de vizualizări lunar și este o explozie de informație în această perioadă. Practic, dacă se rezum într-o frază, filmul este despre cum putem declanșa o revoluție cu ajutorul unui laptop. Vizionare plăcută? Asta este. E o singură coincidență, revoluția din film cu revoluția din viață. Bun, vizionare plăcută, vă dorim.